Am trecut dimineața la grupă, psalmul 13, în care ultimul verset spune psalmistul, versetul 6, cântă Domnul după cine a făcut bine. Am venit aici să-i cântăm Domnul după cine a făcut mult bine. Și la grupul un frățel a cerut cântare, Doamne, ce de tot cu fi. Aș vrea să spun dragul Dumnezeu. Doamne, ce de tot cu fi. Harul Tău mare, mii de vieți dacă aș trăi și aș putea să pot plăti, Doamne, știu că nu voi fi niciodată în stare. Doamne, renegat și dat, aur ca din soare, nu-i ca mine de bogat, Doamne, niciun împărat, dar de cât mi-ai dat și dat, ce-ți voi da eu oare? Doamne, n-am alt cuvânt, nici alt dar mai mare. Doar o lacrimă și un cânt, și ce tai în simțământ, pentru care nu-i cuvânt, inima mi-a are. Doamne, ia mi-le ascultând dulce în spine, și de-așa de lăcrimând, lângă dulcele tău gând, care ți-ar de așteptând, numai după mine. Mulțumine Dumnezeu că a fost în noi simțirea, și-a pus cântul, și-a pus fiorul, și-a pus dragostea, și-a pus lacrimi. Mulțumine Dumnezeu pentru zilele acestea binecuvântate, aceste trei zile. Mulțumim că am fost duși pe munte cu picioare și-a fost duși cu Duhul pe munte. Mulțumim că, dacă Părintele Iosif mereu mi-a cuvântul la ceva în care spunea, mă uit peste fronturile voastre și nu găsesc de mult pe Iosif cel răstignit. Noi în fronturile voastre, în aceste trei zile, ar trebui să ne uităm noi în viața Părintelui, să vedem pe Iosif cel răstignit. Și cred că e momentul în care oastele, dacă țară, de pretutinde, să se uite la Părintele Iosif, să vadă pe Iosif cel răstignit. Părintele spunea că nu-i vede de ajuns. Am descoperit că aceste trei zile alea de lucruri minunate. Am descoperit lucruri care nu le-am înțeles, lucruri care nu le-am văzut. Acest Iisus, în viața Părintele Iosif, răstignit, pironit. Chiar dacă am avea 10.000 de învățători, iar puteți spune că Apostolul Pavel este lumea născut prin Evanghelie și trebuie să călcăm pe urmele, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. M-am gândit la multe lucruri, atâte lucruri am în mintea mea, în inimă, în acelea fratele lor și pot. Oameni de nefacea ta. O să vină Dumnezeu pe sucă. Alături de Părintele Iosif au fost atâția care l-au trădat și l-au lăsat. Și aici, în zilele acestea, m-a face despre oameni care au stat alături. Am aflat de Părintele Vasile Oadu, care în 10 ani s-a lipit de lucrarea aceasta, s-a lipit de omul trimis de Dumnezeu. Și în anul 1931, când a ajuns să fie împreună cu Părintele Iosif, la Giorgiu, stând acolo împreună, lucrurile acestea s-au zidit mai tare între, în mintea lui și inima lui. Și am citit cu toții că atunci când a venit conflictul, el a stat alături și a murit, crezând și luptând alături de Părintele Iosif. Am auzit de un frate Traian Dorț, un copil, un tânăr, ca și voi, care încât la 20 de ani a stat lângă Părintele Iosif. Și aș vrea să citesc câteva cuvinte din istorie legat de ce zice fratele Traian Dorț despre întâlnirea cu Părintele Iosif.
despre Părinte Dosic, de când am început să citesc scrierile lui, mi-am făcut o părere atât de înaltă, încât nu era nimic mai prejos decât cea despre un mare apostol și Sfânt al lui Dumnezeu. Această părere am păstrat-o tot timpul vieții mele și ea n-a scăzut într-un nimic cât anii înainte trecut cu omul lui Dumnezeu, ci din potrivă mi s-a statornicit pe totdeauna în locul cel mai înalt al sufletului meu. De obicei, despre oameni, înainte de a-i cunoaște, îți faci o părere foarte înaltă. Dar după ce îi cunoști, această părere coboară mereu tot mai jos. Dar cu Părintele Iosif, acest lucru nu s-a petrecut așa. Niciodată și în nimeni, în fața mea cel puțin, el n-a coborât nicio situație, ci s-a înălțat mereu. Am fost martor la multe din cele mai intime și mai omenești momentele lui, dar nici o clipă nu l-am văzut jos. Ce zice tânărul acesta care Dumnezeu prin harul lui, prin Părintele Iosif, omul lui Dumnezeu, a fost chemat. Orice om văzut de aproape e din ce în ce mai mic. Am auzit de atâtea ori. Dar omul lui Dumnezeu nu a fost așa. Și știți, Sfântul Ioan este în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvânt, în capitolul 1 din Ioan, versetul 22, traditului mărturia lui Ioan Botezătorul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, citem doar versetul 22, suntem din aceia care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și n-aș vrea să mă lungesc. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis, ce zici tu despre tine însuți? Vedeți, și Părinte Iosif va trebui să fie o mărturie și să spună la un moment dat, cum au spus osmarii primiși, ce spui tu despre tine însuți? Și am citit cu toții că Părinte Iosif, prin Duhul lui Dumnezeu, și-a dus aminte de jucărie din copilărie și a spus, prin lucrarea și lumina și prin Duhul lui Dumnezeu, eu sunt piticul de la moară. Fraților, Dumnezeu l-a văzut dinainte de ce pe lucrarea aceasta pe omul lui Dumnezeu și a știut că se va smeri. Pentru că dacă ne aducem aminte, începând cu Maica Sfântă, Domnul Dumnezeu a privit și a spus, Dumnezeu a privit spre starea smerită a robei sale. Din totdeauna Dumnezeu a văzut și i-a plăcut și a binecuvântat și a lucrat prin oamenii smeriți. Părinte Dumnezeu a fost un astfel de om. N-am vrea să credem că e exagerare, dar Dumnezeu l-a văzut. Și am citit prima carte a Părintele Iosif, încă de după primul război mondial, acolo unde avea, încă nu erau astea, avea 15 predici. S-a tipărit în anul 1920 și încă de atunci Părintele Iosif avea frământările lui. Să știți că la Dumnezeu am auzit des cuvântul acesta, frământare. Și știți care lucrul la care se gândea Părintele Iosif? La văduvele din război, la orfani. Dar lucrurile acestea, încă de atunci se vedea peste el în lumina Duhului Sfânt. Dar problema noastră este între două realități. Între omul lui Dumnezeu, care scrie acum pe cruce, l-a pus fratele Preamă, urmașul, scrie pe crucea din Sibiu, om trimis de Dumnezeu și piticul de la moară. Noi mereu am vrea să fim oameni trimiși de Dumnezeu, dar nu trebuie să fim pitici. Am întrebat doar după gândindu-ne la misionarism de început al oastei și am spus toți mari noștri înaintași, fratele Popa Petru, fratele Opriș, fratele Preandol, din Tână, au făcut o misiune pe care noi astăzi nu știu dacă am face-o. Au luat literatura voastră Domnului și au răspândit-o. Și Dumnezeu a lucrat într-un fel așa de minunat în întreaga țară. Și am întrebat, voi ați face, ați avea curajul? Și mă întreb pe mine dacă aș avea curajul. Astăzi să facem misiunea asta. Sau poate alta care s-ar potrivi vremurilor acestea. Și să știți că răspunsul a fost că nu. Ne lipsește această, poate să ne regne. Am vrea să cântăm, am vrea să predicăm, am vrea să facem lucrurile mai mult decât suntem cineva.
și trebuie să ne întoarcem iar să privim la Domnul, să privim la înaintașii noștri, să privim la Părintele Iosif. Dacă să mă lungesc, aș vrea să stând de aici, m-am gândit la un lucru. Aveam frământare și Părintele Iosif. Și la grupe, ultimele cuvinte care s-au citit astăzi, avea o temere, Părintele Iosif, pot spune. Am citit cu toții, noi am citit la grupa noastră și cred că în toate grupele s-au citit la 10 ani de la să scrie articolul acela cu piticul de la moară. Și zice, Părintele, mă tem că vor veni îndreptări, adaptări, organizări care vor lua apa de la moară. Mă tem de îndreptări care vor îndrepta Duhul și va rămâne litera. Eu mă tem de ziua când se va retrage apa de pe moară și moara asta va fi pusă la încercare să umble cu fonduri, cu comisii, cu comitete, cu conferințe. Dragilor, dacă nu mai avem putere, dacă albia s-a îngustat, e că tot ceea ce am avut ca putere, ca valoare, dar din partea lui Dumnezeu și firesc și pământesc și cum vreți să-l luați, le-am împărțit în lucrurile acestea. Avem fonduri, avem conferințe, avem de toate. Nu mai avem pe Domnul, nu mai avem Duhul, nu mai avem bucuria, nu mai avem puterea. Mai putem să spunem oamenilor că au nevoie de Dumnezeu, poate și prin tăcerea noastră. Deci am fost cu șau de țară aici și nu l-am trecut, să știți. Eu personal nu l-am trecut. Pentru că avem puterea de sus. Domnul ne-a învățat prin înaintea jurul că unul avea putere. Deci niște această putere și această înțelepciune. Haideți să reunim toate lucrurile, să lăsăm și conferințele, să lăsăm tot ceea ce nu... Nu-i cum au vrut înaintea și copii, să ne aducem înapoi de pe toate... De pe toți versanții aș putea spune din nou pe făgașul oastei apă la moară. Să vină Duhul să, și să suflă peste oastea aceasta binecuvântată, în care am primit atâtea bucurii, în care am primit lumină, în care am primit curaj. Deci am primit un Duh care să nu avem curaj, putere și chipzuință. Și privind la ei, la felul lor, la modelul lor, la umblarea lor, putem fi și noi asemenea lor. N-aș vrea să plângem, mai sunt frați. Timpul destul de limitat. Doar cu aceasta aș vrea să închei. Am fost el, cum s-a spus aici la mănăstire și am văzut și eu un lucru. Mereu vreau să mă bucur de unele lucruri. Și din asta m-am bucurat, acum am mănăstire, iar așa altceva. O să mă opresc asupra două lucruri. La mănăstire a fost cineva, o maică acolo, care a prezentat frumos pictura și spunea despre pictură că s-a făcut într-un an de zile toată pictura, acum 400 de ani. Dar pentru restaurarea ei, pentru ștergerea prafului, a fumului de lumânare, au trebuit 20 de ani. Și am întrebat, dar cum de așa de mult? Și atunci m-am gândit la lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, nu stau așa, au trecut 32 de ani, fraților. Cât de albi mai faci? Și boiul acesta, câte mai puțin. Haideți mâncare în anul acesta, să acoperim cei 32 de ani. Haideți în anul acesta să stăm altfel, să lucrăm altfel, să jertfim altfel. Ca să acoperim aceste gasturi cu vintrelul trecutul și într-un acoperiți prezentul întreg. Nici au postat, nici au postat între aia. Și mai am un cuvânt pentru tine, dimineața m-am gândit. Am auzit de fratele Andrei vorbind dimineața, o mărturie. Și spunea un vers dintr-o cântare. Și am văzut o picioară, mi-ai spune atât de adunecat și des. Am spus iubirii tale bune, simțind cu sufletul înțeles. Și știți care-i durerea? Poate și a voastră, sunteți tine. Sunteți chemați să cunoașteți pe Domnul, să cunoașteți lucrarea, să cunoașteți înaintașii, să priviți noi fronturile, să privim la ei și să-L vedem pe Iisus cel răstignit. S-au întors lucrurile, s-au schimbat. Fratele Andrei, la 17:30, a fost cercetat de Dumnezeu. Am gândit ce-am făcut în roagă, 17:30. Am refuzat bătaia Domnului Iisus.
pe ulița mea, pe strada mea, pe lângă Timișoara. La 5 clase de mine a fost omul lui Dumnezeu. La o muntă. Eu aveam 17 ani numai. Fratele Traian Turzi era pe strada mea. Eu n-am știut. Și am venit în Traian de Bădă Bădă și îmi pare rău. Dar m-am gândit la fericirea care avea fratele Andrei. Majoritatea sunteți tineri și vreți să ajungeți la 18 ani, să fiți tăzburați, să faceți ce vreți, să fiți liberi, să nu mai depindeți de părinți. Ce frumos că fratele și-au la 18 ani a găsit pe Domnul. Ce n-am putut nici mare îmi spune, atât de adânc, de cald și des. Veți găsi toți cei care căutați pe Domnul, sincer. Care ascultați bătaia Lui și care îi deschideți. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrare, mulțumim cu ceva frații pentru sufletele astea care le aveți. Sunteți frumoși. Pentru că Cel Sfânt, Fiul Lui Dumnezeu, locuiește în voi. Nu stingeți pălpirea care mai aveți. Dacă sunteți sfânti ca o trezie, din păcat sau altul, veniți la poala crucii. Și Domnul vă va ridica și nu va ajuta. Condițiile sunt aceleași, care au făcut de 2000 de ani. Sinceritatea și smerenia. Slăviți să fie Domnul.